Noi nu trebuie să urmărim ca prin diferite mijloace, yoghine, prin tehnici sau procedee, când veți auzi aceste sfaturi, diminuează-ți ego-ul, anihilează-l, neutralizează și așa mai departe, fiți puțin atenți, pentru că acolo e mesajul incomplet. Cel puțin incomplet, dacă nu chiar fals. Noi nu trebuie să creăm o luptă cu nimic, nici cu natura noastră individuală. Nu. Noi trebuie doar să menținem o continuă aspirație a inimii, pentru ca ea să vibreze într-un tact din ce în ce mai pur și elevat, care să ne ducă spre perceperea realității. Care realitatea odată percepută, ea ne revelează unitatea a ceea ce este. Deci noi nu trebuie să ne ocupăm de nimic altceva decât de inimă, pentru a lăsa inima să vibreze în tact, pentru a crea rezonanța prin care și celelalte inimi vor fi percepute în unitate de fază, în armonie. Deci noi trebuie să ne ocupăm de iubire, pentru că iubirea, în ultimă instanță, elimină, aș putea spune, viziunea foarte îngustă a ego-ului. Da? Ego-ul cade de la sine, cum s-ar spune, atunci când ne ocupăm de ceva superior lui. Da? Aș vrea să rețin această idee pentru că este o idee esențială. Pentru că multe alte, zicem, metode spirituale urmăresc, de fapt, să ducă la o diminuare a personalității într-o aspectare oarecum negativă. Începem să ne luptăm cu ceva din noi și dăm la cap ego-ului sub toate formele posibile. Da? Ego-ul este o tatvă, este o matrice fundamentală, este acest simț al individualității, este esențial în procesul evoluției umane. Este o etapă fundamentală, este un reper, pe aici se trece. Da? Ne densificăm progresiv și ajungem să raportăm totul la noi. Este doar o etapă. Da? Este chiar și esențială aceasta. Dar dincolo de această poveste, continuă călătoria. Noi nu avem decât să o continuăm și vom trece dincolo de granițele ego-ului. Și aceasta o face prin mesajul inimii, care este mereu mesajul actual. Da. Deci veți vedea că multe, foarte multe elemente existențiale, veți simți cum încep să-și scadă presiunea asupra noastră, păstrând sau învățând să ne menținem pe acest nivel al afectului, al purității, al candorii.